Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este președintele interimar al Partidului Democrat, domnul Pavel Filip. Domnule premier, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiune. Bună seara. Domnule prim-ministru, haideți vă rog frumos să începem cu subiectul a care eu cred că aș pricepe cât de cât, așa îmi pare mie. Eu mă refer la ceea ce sunt de politică, după care vorbim despre ceea ce nu pricep deloc, cum ar fi politica fiscală a noului guvern, economie, unde dumneavoastră puteți să bați în guvernul Maia Sandu cât o să poftiți. Așa că o luăm încetişor. Domnul Filip, dumneavoastră, de ce ați demisionat din funcția de președinte la fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat? Și vă rog să ne precizați, asta a fost decizia dumneavoastră personală sau decizia colectivă a deputaților PD? Cu bună întrebare începeți această emisiune. În primul rând, evident că a fost decizia mea personală și nu cred că o să vă vorbesc foarte mult la acest subiect. Trebuie să recunosc că am avut și noi niște tulburări interne și din punctul meu de vedere a fost necesar să fac un pas în urmă sau un pas într-o parte dacă este necesar, pentru că tensiunile erau destul de înalte, dar obiectivul meu personal și al colegilor a fost să păstrăm fracțiunea integră, în primul rând, pentru că considerăm că acesta este activul cel mai important al Partidului Democrat acum, în situația aceasta de criză, care ne poate ajuta ulterior să ne revenim la normalitate ca formațiune politică. Nu o să vă dau mai multe detalii, pentru că noi ne-am deprins așa cei de la PD, ne certăm pe interior, clarificăm toate lucrurile și apoi nu scoatem gunoiul din casă. Bună decizie, doar că prin acest răspuns care pare discret, dumneavoastră deja ați spus foarte multe, cum ar fi de exemplu că ați vrut prin această demisie inclusiv să păstrați fracțiunea integră. Eu, de exemplu, dacă aș avea tulburări la mine în colectiv, eu aș face tot posibil să-i pun la punct. Eu n-aș pleca. I-aș calma și aș rămâne șef. Dar dumneavoastră, adică să înțeleg că ați fost amenințat, că dacă nu plecați din șefia fracțiunii, pleacă alții din fracțiune? Domnul Coță, haideți să nu dezvoltăm acest subiect. Nu am fost amenințat, dar am deprins, odată ce am trecut prin această criză, poziția mea personală a fost să nu mai comitem greșeli. Trebuie să avem o altă abordare, trebuie să ne concentrăm pe lucruri cumva mai serios, să înțelegem ce nu a mers bine. Și iată, aici au apărut diferite divergențe și noi am considerat că o soluție de compromis acum ar fi domnul Diaco, care este președinte de onoare, să vină în fruntea fracțiunii. Dar, încă o dată, astăzi sunt epuizate toate aceste subiecte pe interior, ne pregătim de congresul partidului și am toată certitudinea, dar chiar am toată certitudinea că va fi totul în regulă. Și apropo de congres, de ce s-a amânat pentru toamnă? Pentru că urma să fie zilele astea congres. Exact. După Consiliul Național Politic stabilisem data de 27 iulie, ca să fie petrecut congresul, după care în discuțiile pe care le-am avut am considerat că acest termen nu este suficient pentru a veni cu, mai știu eu, cu o reformă mai amplă sau mai complexă în Partidul Democrat. Deciziile care le luasem, să zicem, în bordul de conducere a Partidului Democrat erau să organizăm congresul deja după alegerile locale. Era suficient acum să constituim staful electoral, să ne pregătim de alegerile locale și deja după alegerile locale să avem congresul extraordinar al partidului, unde să alegem noua conducere, vicepreședinții, secretarul general. Când ne-am întrunit în Consiliul Național Politic să ne consultăm cu colegii din organizațiile teritoriale, desigur că marea majoritate au spus că nu este acceptabilă această propunere. Toți considerau că congresul trebuia să fie pe data de 27 iulie
partidul să aibă conducere, astfel încât deja în alegerile locale partidul să fie cu toate organele de conducere complete. Și atunci am ajuns la o soluție de compromis. Haideți să nu mergem după alegerile locale, dar în același timp, evident că nu eram pregătiți și tehnic deja pentru congresul în data de 27 iulie, de aceea congresul extraordinar va fi pe data de 7 septembrie. Domnule Filip, dumneavoastră veți candida la șefia Partidului Democrat la congresul din septembrie? Nu vă pot da un răspuns cert astăzi, pentru că încă nu am luat această decizie. Noi suntem preocupați împreună cu colegii acum de elaborarea unui program al partidului, suntem preocupați de, dacă vreți, elementele importante care trebuie să stea la baza creierii unei formațiuni politice autentice. În același timp avem întâlniri cu colegii noștri din teritorii, în organizațiile teritoriale, discutăm și încă, hai să vă spun așa, nu s-a adunat încă masa critică de elemente ca să iau o asemenea decizie. În fracțiune, în bordul partidului, în teritoriu, lumea sau sunt oameni care vă îndeamnă să candidați la șefia Partidului Democrat? Da, trebuie să recunosc că sunt oameni, organizații teritoriale care au venit cu această propunere și la întrevederile pe care le-am avut cu ei și la alte întrevederi, nu doar în teritoriu, dar mai sunt și alți potențiali candidați. Deci eu vă spun că nu am luat o decizie finală încă. Da, vor fi mai mulți candidați în opinia dumneavoastră sau va fi doar unul? Iarăși este o întrebare la care nu vă pot da un răspuns. Eu mi-aș dori să fie câțiva candidați să participe, dar poate acum nu se reușește, pentru că aceasta era viziunea mea din start, atunci când spuneam că să amânăm congresul pentru după alegerile locale. Atunci am fi deja putut să elaborăm, dacă vreți, un nou model de funcționare a unei formațiuni politice. De ce nu să avem mai mulți candidați la funcția de președinte a partidului, să meargă fiecare în organizațiile teritoriale, să-și prezinte viziunea și potențialul program pentru Partidul Democrat și cel care întrunește cele mai multe voturi sau se bucură de suportul mai multor membri ai Partidului Democrat să devină președinte de partid. Acum, evident că nu reușim cu o reformă atât de amplă, probabil la congresul din 7 septembrie va fi ales un președinte al partidului, va fi ales Consiliul Național Politic al partidului și ulterior va avea o perioadă, de ce nu, poate într-un an de zile, să fie congresul ordinar al Partidului Democrat și iar până atunci să fie elaborate bazele pentru o reformă amplă a acestei formațiuni politice. Dar din ceea ce cunoașteți dumneavoastră, domnul Andrian Candu examinează probabilitatea de a candida la șefia PD-ului sau dacă îi se propune și lui din teritoriu sau din fracțiune să se gândească la asta? Eu nu am discutat cu Adrian Candu la această temă, nu am auzit să-și fi manifestat intenția vreodată, dar dincolo de Adrian Candu, pe care îl respect foarte mult, pentru că din punctul meu de vedere a fost un speaker foarte bun în Parlamentul Republicii Moldova, avem și alți membri de partid care cred că pot face față la șefia partidului. Atunci am să vă întreb altfel, dacă nu vă supărați. Dumneavoastră l-ați votat pe domnul Candu la șefia PD-ului? Eu l-aș vota și pe domnul Candu, eu aș vota și pe doamna Babuc, eu l-aș vota și pe domnul Jezdan și pe mulți alții colegi care consider că întrunesc toate elementele pentru a conduce un partid. Domnul Candu este un de aur, are o carismă foarte bună, un interlocutor foarte bun, dar sunteți de acord că are o micuță problemuță care se cheamă finul nașului? Și asta ni ți-l știrbește, parcă. Nu credeți? Nu cred. Și vă spun cu toată sinceritatea aici. Deci noi am învățat în Republica Moldova să credem mai mult sau să trăim în percepții decât în realitate. Și ce dacă este finul domnului Plahotniuc? Ce, domnul Candu a devenit alt om?
sau pentru că tot mai mult în Republica Moldova se vorbește că ăsta este cu mătru, că ăsta este naș, că ăsta este fin, atunci eu glumeam, îmi aduc aminte când m-am lăsat prima dată în politică venind la Partidul Democrat, în 2010, pare mi se, eu am aderat și la o conferință de presă, exact aceleași întrebări erau din partea jurnaliștilor. Cine este cu mătru, cine este fin? Și eu am spus că dacă vor continua aceste discuții, noi vom pune capăt la niște tradiții extraordinare din Republica Moldova. Nunțele, cumătriile și tot așa mai departe. Deci eu cred că sunt alte criterii prin intermediul cărora trebuie judecați despre oameni. Am mai văzut declarațiile cuiva acum, Partidul Democrat. Chiar asta era următoarea mea întrebare, domnul Sturza a spus la TV8. Partidul Democrat, în afara legii, s-a făcut o paralelă cu fascismul și multe altele. Deci sunt mulți care se dau cu părerea, dar chiar și actuala guvernare. Am văzut că cei care au lucrat pe timpul când PD-ul a fost la guvernare, toți trebuie dați afară. Deci, haideți să nu exagerăm. Ce trebuiau să facă oamenii? Ce? Am văzut că se aduc învinuiri chiar și celor care au participat la concursuri destul de dure și transparente și au învins în aceste concursuri și unica vină a lor este că au lucrat într-un guvern când Partidul Democrat era la guvernare. Dar noi, din câte vedeți, oamenii au fost la început erau declarațiile astea pentru că erau aprinși, așa, abia au venit la putere. Dar acum, chiar și foști membri ai cabinetului, chiar și foști membri ai echipei PD sau guvernării PD, sunt deja partea noii puteri. Pentru că, îmi pare mie, deja au mai înțeles că nu poți chiar să-i pui la perete pe tot și îmi puși din metralieră doar pentru că l-au cunoscut pe Padre Alexandru. Este exact. Aceasta este o parte din calitatea lor care se numește ipocrizie. Dar nu, asta este alt subiect. Ba nu, haideți. Dintotdeauna a fost așa. Poate a fost întotdeauna, doar că la vremuri, noi, sau oamenii noștri care au tot timpul așa a fost și parcă ar trebui să-i înțelegeți, mai ales dumneavoastră care ați preluat. Domnul Goță, nu chiar așa a fost. Nu? Am fost și eu prim-ministru, am avut o echipă la guvern și nu am pus niciodată accentul pe această răzbunare extraordinară care persistă în atmosferă astăzi. Eu zeci de colegi pe care i-am cunoscut și au fost invitați și le-au spus doar haideți, depuneți cerere și plecați. De ce? Pentru că decizia a fost luată la cel mai înalt nivel. Spuneți-mi ce am încălcat, nu ați încălcat nimic, dar ați făcut parte din această echipă. Acum s-au trezit puțin că au văzut că nu vor mai avea cine lucra în guvern. Dar atunci când faci aceste declarații, pentru că solicităm, spre exemplu, demisia secretarilor de stat pentru că au fost în campanie cu Partidul Democrat. Atunci, pentru o parte, tu ai solicitat această demisie, pentru ceilalți care au fost în campanie, este altă abordare. Păi nu vă mai folosiți de acest paravan. Spuneți cumva lucrurilor pe nume, că stau alte motive la bază și cu părere, nu vreau să le dezvolt aici în emisiune, dar cunosc foarte multe motive. Există această răzbunare sau dorință de răzbunare extraordinară. Și cu părere de rău, oamenii au de suferit, oameni calitativi, oameni profesioniști. Închizând paranteza, rămânăniță la congres, la Marian Lupu, vă gândiți? Că ar putea fi invitat să vină, fac parte din echipă? Eu am la cine mă gândit dincolo decât Marian Lupu. Nu am avut așa discuții cu colegii de partid, chiar dacă îl respect foarte mult pe domnul Marian Lupu. Și nu știu, trebuie să discutăm și nu știu dacă dumnealui poate accepta și nu este corect să discutăm doar în emisie despre acest. Domnul Filip, dar cine răspunde la PD acum de racolarea unor noi membri? Iată, domnul Diacov spunea la TV8 că a vorbit și cu domnul Popov și din păcate nu mi-aduc aminte cu cine a vorbit. Dumneavoastră la fel aveți discuții cu oameni noi pentru a adera la PD? Nu am avut nicio discuție cu nimeni pentru a-l invita la Partidul Democrat. Eu consider că aceste discuții acum nu și-au timpul, hai să zic așa, pentru că în situația aceasta de criză, bine, eu sunt inginer mecanic de specialitate,
de meserie. Deci și logica ne spune că în situația aceasta de criză nu vom găsi foarte multă lume care să vină la șefie sau la nivel de conducere pentru Partidul Democrat. Eu cred că este obligațiunea noastră, celor din Partidul Democrat, să facem tot posibilul să ne revenim după această perioadă de șoc, hai să zic așa, și ulterior o să vedeți că va adera și mai multă lume. Mă sunteți și om de afaceri, mă sunteți și inginer, cum spuneți, adică gândiți foarte la rece și logic, fără multă filosofie. Eu vă întreb serios acum, de ce nu plecați din PDR să vă vedeți de viața dumneavoastră foarte frumoasă și să vă vedeți de business să fie totul bine? Pentru ce vreți să mai salvați o corabie care nu vă supărați, dar să neacă? Și dacă nu greșesc, aproape înnecat. Haideți să vă spun așa. Sunt două elemente aici. În primul rând este simțul de responsabilitate pe care l-am avut pe tot parcursul vieții. Vreau să vă spun că atunci, în 2016, la începutul anului, înainte de a veni în funcție de prim-ministru, când colegii, într-un cerc destul de restrâns, m-au rugat să accept funcția de prim-ministru și situația era de asemenea natură că dacă eu nu acceptam, aveam alegeri anticipate. Dumneavoastră vă aduceți aminte tot ce s-a întâmplat atunci și am ajuns în situația când domnul președinte Timofte a acceptat doar un singur om de la Partidul Democrat, care eram eu, și el a numit numele meu. Eu nu mi-am dorit atunci funcție de prim-ministru. Serios? Domnul Timofte a venit cu ideea asta? Da, domnul Timofte a propus, a spus că el va accepta de la Partidul Democrat pe Pavel Filip. Și atunci eu aveam de ales ori confortul meu personal, pentru că știam ce înseamnă să vin pe fundalul acela de criză în fruntea guvernului, sau dacă sunt parte a echipei Partidului Democrat, în detrimentul meu personal, să ajut această echipă. Și eu am luat această decizie că trebuie să fiu recunoscător acestei echipe și am acceptat, chiar dacă nu mi-a fost simplu și nu mi-a fost ușor. Deci și în situația de astăzi, pentru că să nu credeți că este foarte multă lume care acum se rupe să ajută Partidul Democrat, ba dimpotrivă, vedem din cei care se disociază și încearcă a fugi sau a se îndepărta de Partidul Democrat. Partidul Democrat este foarte multă lume bună, care nu poate fi lăsată de izbelește. Și pe acest simț al responsabilității îmi spune că nu pot să părăsesc colegii astăzi, dar deopotrivă trebuie să ne mobilizăm și să vedem cum ne revenim pentru a-i ajuta pe toți. Primul element și al doilea element. Trebuie să vă spun că pe parcursul întregii vieți, după universitate, de când am început să lucrez la Bucurie, 16 ani, dintre care 7 ani am fost director general. Apoi am condus Tutun CTC. Apoi am fost în fruntea Ministerului Tehnologiei Informației. Nu am avut o situație unde să nu fiu respectat pentru lucru pe care l-am făcut. Nu am avut o situație unde să nu fiu respectat pentru bunele relații de omenie pe care le-am avut cu colegii, cu subalterni. Și apoi venind în situația cea complicată în fruntea guvernului în 2016, haideți să ne aducem aminte. Atunci era o gaură în buget și era dezastru pe care l-am preluat, dar nu. Acum adăugăm la aceasta toată ura pe interior și nedorința de a colabora cu noi pe exterior. Și am reușit în 3 ani de zile din criză să venim cu creștere economică, apropo, fără finanțări mari din exterior. Am asigurat și programe bune pentru oameni, programe sociale, investiții publice, astfel încât am ajuns în anul 2018, într-o vizită la Bruxelles, pare mi se era legată de parteneriatul estic, când am fost întâmpinat de președintele Consiliului, domnul Tusk, după un protocol destul de înalt pentru un șef al unui stat membru a Uniunii Europene, și atunci mi s-a spus că într-așa mod mi-a fost demonstrat respectul
pentru că nu au crezut că acest guvern va reuși să meargă din, să iasă din acea criză și tot așa mai departe. După care chiar convenisem domnul Tusk să vină la Chișinău, urma să vină în luna septembrie 2018, după care cunoașteți invalidarea alegerilor în Chișinău, care a afectat sau a fost o lovitură fatală, eu cred că, pentru guvernul pe care am avut onoarea să-l conduc. Și acum, desigur că eu nu vreau să plec de asemenea manieră, pentru că toată viața am muncit și am avut o altă relație și părere despre mine. Eu nu vreau să plec pe acest val de criminal, bandiți, regim și tot așa mai departe. Este o ambiție, dacă vreți, personală. Și voi demonstra împreună cu colegii că noi nu suntem așa cum este creată această percepție în societate, chiar dacă ne va costa multă energie. Dumneavoastră admiteți, deci, că veți fi deputat PD pe durata întregii actuale legislaturi a Parlamentului? Eu nu cred că vom avea alegeri anticipate. Și veți fi tot timpul membru al partidului, al fracțiunii PD? Evident. Și membru al partidului? Evident. Dar de fracțiunea ce Partidului Democrat este o fracțiune destul de consolidată. Acum, v-am spus, eu cred că noi am trecut peste o cumpănă sau niște cumpene pe care le-am avut și acum vă spun cu toată responsabilitatea, fracțiunea este unită. Sunteți 30. Suntem 29 acum, pentru că domnul Plahotniuc și-a depus mandatul, da, și urmează să avem alegeri repetate pe circunscripție. Și credeți că... Bun, haideți altfel. Deci doamna Otilia Drăguțanu și-a depus mandatul, dar vine doamna Ruslanda Glavan. Exact. Domnul deputat Plahotniuc și-a depus mandatul și urmează acolo la dispărere anticipate. Cereri pe masă de la deputați PD de plecare mai aveți? Nu. Niciuna. Dar domnul Constantin Botner, eu ascult de obicei începutul ședințelor de parlament. Doamna care prezintă atunci, permanent spune că domnul Botner nu-i, da? Nu-i prezent la ședință? Nu, permanent. Domnul Botnar a fost la mai multe ședințe ale Parlamentului. Domnul Constantin Botnar vine la ședință? La ultima ședință? De exemplu, nu, la ultima ședință și la penultima nu a fost. Nu a fost, dar nu cred că nu va mai veni. Domnul Renato Usat îi spunea săptămâna trecută, dacă nu crezi că aici la emisiune, că sursele sale zic că Constantin Botnar a plecat din țară în general pentru totdeauna. Este adevărat? Știți ceva de genul ăsta? Eu nu cunosc, nu am vorbit cu domnul Constantin Botnar, dar eu cred că dacă el ar fi plecat din țară pentru totdeauna, m-ar fi anunțat de acest lucru. Domn premier, dumneavoastră cred că poate nu urmăriți toate emisiunile, dar aveți oameni care vă spun. Deci, despre PD s-a spus la emisiunea cu tare asta, asta și asta. La Gonța, la emisiune, un sat i-a zis că Botnar a plecat. Ați aflat despre asta? Ați știați despre asta? Doar la mine acum ați aflat. Că un sat a făcut așa declarații. Chiar acum de la dumneavoastră am aflat că Botnar a plecat cu totul. Am auzit că, iată, Botnar este plecat din țară. Și l-ați sunat de atunci când ați aflat? Nu l-am sunat, nu am vorbit cu el, trebuie să recunosc acest lucru, dar încă o dată, chiar imediat după emisiune, o să încerc să iau legătura cu dânsul, dar am toată certitudinea că dacă ar fi plecat din țară, m-ar fi anunțat. Dar în opinia dumneavoastră, el trebuie să-și depună mandatul și să ofere locul unui nou membru al PD-ului de pe listă, da? De jos în sus, care să muncească zi de zi la Parlament, așa cum trebuie să facă orice partid serios, inclusiv de opoziție sau de putere, nu contează. Da, eu am mai auzit acest lucru, nu este pentru prima dată de la dumneavoastră. Eu doar vă întreb, eu nu știu. Cu întrebări, că cine credeți că ar trebui să-și depună mandatul? Eu nu cred că este cineva astăzi în Partidul Democrat care trebuie să vină cu indicații către altcineva care ar trebui să-și depună mandatul. Doamne ferește! Unul la mână. Așa. Doi, deci eu niciodată nu voi spune acest lucru pentru că abordarea mea este absolut diferită. Nu trebuie de făcut niște mișcări de fațadă sau niște schimbări de fațadă.
Eu și împreună cu colegii mi-am propus. Partidul Democrat este o forță politică de care are nevoie Republica Moldova. Doar că nu mai poate fi în forma care a fost până acum. De aceea urmează împreună să facem schimbări în acest partid, astfel încât să avem o forță politică sau o construcție politică autentică. Asta ar însemna că trebuie să începem de la baza partidului sau de la fundamentul partidului, să fie niște principii absolut foarte clare. Și atunci oamenii, cei care nu se regăsesc pe această bază, ei vor pleca vor pleca singuri. Uh-huh. Pentru că astăzi să fie acuzat unul sau altul, că am auzit și eu o listă întreagă care ar trebui să plece din Partidul Democrat, asta nu ar însemna că Partidul Democrat s-a reformat. Până la urmă, haideți să numim lucrurile. Am înțeles, asta e foarte subtil și foarte bun, apropo. Dar până să ajungi la reformarea PD-ului, eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn premier, vorbeam despre deputații plecați și cei care nu sunt plecați. Deci domnul Vladimir Plahotniuc și-a depus mandatul. Unde e domnul Vladimir Plahotniuc, domnule Filip? Apropo. Eu nu l-am întrebat unde se află domnul Plahotniuc, pentru că nu mă interesează acest lucru, să-i pun această întrebare și nu cred că ar fi fost corect. El, dacă dorea să îmi spună unde se află, îmi spunea el singur. Deci am avut câteva discuții la telefon.
am vorbit cu el. Ultima discuție a fost seara înainte de a-și prezenta cererea de demisie depunerea mandatului în Parlament. Dar despre ce discutați în general la telefon, voi doi? Nu, acum nu am avut discuții prea lungi, doar și cred că a fost corect din partea lui să mă anunțe că își depune mandatul. Bine, am avut un schimb de opinie despre situația general politică de aici, din Republica Moldova, și doar atât. Domnul Plahotniuc, pe bune, și-a anunțat demisia din funcție de președinte a partidului și acum, odată cu depunerea mandatului, vreau să-i asigur pe toți. Domnul Plahotniuc nu intervine acum în activitatea Partidului Democrat și a spus-o foarte sincer că nu are de gând să se implice în politică sau cumva într-un mod oarecare să influențeze lucrurile în partid. Depunerea mandatului de către domnul Plahotniuc este o recunoaștere a înfrângerii domniei sale ca om politic? Eu cred că demisia din fruntea partidului, în primul rând, a fost dacă vreți, o recunoaștere a înfrângerii, pentru că Partidul Democrat a ajuns în opoziție. Asta și este înfrângerea. În același timp, nu ar fi corect să nu scoatem în evidență că Partidul Democrat în istoria sa nu a mai înregistrat niciodată un scor atât de înalt. Nu a mai avut 30 de mandate în Parlament, în Parlamentul Republicii Moldova. Dar n-a reușit să preia puterea. Dar nu a reușit să preia puterea și eu vreau să vă spun că nu este o premieră doar pentru Republica Moldova. Sunt multe cazuri când partidele de la guvernare acumulează multe mandate, dar apoi se regăsesc în opoziție. Da. Și în situația dată, cred că a procedat corect, exact așa aș fi procedat și eu, dacă aș fi dus partidul de la guvernare în opoziție. Ca șef de partid înțeleg, dacă și-a depus mandatul, înseamnă că unul, fie s-a recunoscut înfrângerea ca om politic, doi, fie a recunoscut că nu mai revine niciodată în țara asta. Eu am văzut că el a venit și cu explicații și argumente atunci când și-a depus, atunci când și-a depus mandatul și cred că a fost o decizie asumată și cu argumente destul de puternice. Vladimir Plahotniuc este parte deja istoriei Partidului Democrat. Deci, da? Înțeleg așa? Evident că este partea istoriei Partidului Democrat, pentru că a fost un președinte al partidului care a adus un număr de mandate maxim pentru Partidul Democrat. Deci a fost o istorie de succes, domnul Plahotniuc, pentru PD, nu o istorie de groază. A fost o istorie, hai să zicem, și vedeți că Partidul Democrat, pare mi se, este unica formațiune politică care a avut deja 3 președinți și iată, va avea al 4-lea președinte. Pentru că în rest, cam pe degete o să numărați partidele unde s-au schimbat președinții. Da, dar niciun președinte de partid n-a acumulat atâta ură în societate sau din partea clasei politice cum a reușit, dacă putem spune că a reușit, domnul Plahotniuc. Da, eu cred că el trebuie să se îngrijească mai mult de imaginea sa și eu cred că aici a fost una din greșelile pe care le-a comis. Uh-huh. Dar cu părere de rău, asta deja este în trecut. Dar sediul ăla despre care spuneați că plecați din el, mai este încă PD-ului, de pe armenească? Da. Acolo încă este Partidul Democrat, dar acum cu colegii facem absolut toate calculele, pentru că evident că mergem pe optimizări de cheltuieli, să vedem care va fi înțelegerea cu acest sediu, pentru că totul depinde de plata pentru chirie, pentru că sediul nu este al Partidului Democrat. Iar domnului Placut? Nu știu. Cu certitudine vă spun și chiar cu toată responsabilitatea că nu știu acum este acel sediu, nu cred că este nemijlocit pe persoana fizică Vladimir Plahotniuc, cred că este pe o companie, poate unde a
unde este el sau poate sunt alții, nu cunosc acest lucru. Dar pentru partid este important să-și optimizeze cheltuielile. Funcție de cât va trebui să plătim pentru acest sediu, dar bănuiesc că plățile sunt destul de mari și dacă nu vom fi în stare, atunci vom merge la alt sediu. Dar dacă veți fi în stare, nu excludeți că ați putea rămâne aici. Dacă ne oferă, spre exemplu, acest sediu încomodat și avem de plătit doar serviciile comunale, de ce nu? Dar eu cred că și întreținerea sediului costă destul de mult. Bun, dar nu împiede nici chiar cei mai săraci oameni din Moldova nu sunt tari. Păi nu, știți, una este atunci când partidul este la guvernare și alta este atunci când partidul este în opoziție. Pentru că atunci când este la guvernare, ai mai multe donații. La partid sunt mulți care vin și se zgudură și sunt gata să ajute acest partid și când partidul se duce în opoziție, aceștia și găsesc pe cei care sunt la guvernare. Deci este absolut un parcurs firesc din punctul meu de vedere de optimizare a cheltuielilor de partid. Domnul Filipe, dumneavoastră cu domnul Plahotniuc, erați prieteni totuși? Sau erați șef adjunct? Sau șef și vicele, prin vicele? Voi cu familie, de exemplu, vă întâlneați la beții? Beții metaforii vorbim, da? Nu chiar așa. No, cu domnul Plahotniuc nu am avut relații de prietenie, de cumătrism, de nănășism. Cândva am făcut facultatea împreună, este adevărat că la specialități diferite și relația noastră a fost bazată pe o relație corectă, din punctul meu de vedere, de partid. Domnul Filip, el vreodată cu armă v-a amenințat pe dumneavoastră că nu trebuie să plecați din PD? Nu, asta iarăși sunt au fost foarte multe exagerări din punctul ăsta de vedere și aici trebuie totuși să spulberăm niște mituri. Nu a fost domnul și nu este domnul Plahotniuc un om atât de periculos și atât de strașnic pe cum îl desenează lumea. Eu vreau să vă spun că la Partidul Democrat foarte multe decizii se luau prin dezbateri până în pânzile aurii. Este acord, când e vorba de tichete de masă, când e vorba de drumuri bune sau mai puțin bune, sau de prima casă, eu înțeleg, este acord. Dar când e vorba, de exemplu, domnule Filip, eu nu sunt prietenul domnului Bolboceanu, nici al lui Platon și nici al lui Filat. Dar eu nu cred că ei au fumat ceva și inventează istorie. De exemplu, Filat spunea că cum a avut întrevedere cu Plahotniuc în sediul CNA aului, fiind dus de la 13 la CNA, anume pentru asta. Cum Platon a fost sunat și a spus că ai bani, ai să ieși. El a spus că n-are. Cum Bolboceanu, doar pentru faptul că a îndrăzit să opună anumitor politici ale conducerii PD-ului, a pățit ceea ce a pățit, trădarea de patrie, doamne, la noi pui pe Google ce se întâmplă în Moldova și ambasada Rusiei știe mai multe decât știe oricine. Dar asta credeți că acești trei oameni inventează, îl demonizează pe Plahotniuc? Sau totuși au și o doză de adevăr în ce, este și o doză de adevăr în ceea ce spun ei. Eu nu pot să vă spun aici absolut nimic, pentru că dincolo de activitatea pe care am avut-o la partid, nu am știut și de alte activități despre care vorbiți dumneavoastră sau despre alte activități ale lui Plahotniuc. Doar trebuie să scot în evidență că o să auziți încă multe și mărunte acum, pentru că vor apărea foarte mulți eroi. Eu de domnul Bolboceanu cunosc zeci de oameni care veneau la partid, dintre care și cunoscuți de-a mei, de la care luase bani și era plin de datorii. De aceea, încă o dată, noi suntem buni la crearea percepțiilor sau a face din cineva înger și din cineva demon. Lucrurile nu trebuie privite în alb, negru. Culori sunt diferite, de aceea trebuie privite cumva mai complex și mai obiectiv. Eu am văzut și acum foarte multe declarații și cu părere de rău, oamenii cei care se băgau mai mult în suflet, aceia astăzi sunt cei mai mari eroi. Văd mulți eroi prin emisiune acum care vin cu critici și apropo, este o chestiune care mă deranjează foarte mult pentru că
noi în Republica Moldova trăim mai mult pe baza percepțiilor. Și eu cred că asta a fost și una din greșelile, apropo, pe care le-am comis eu, pentru că am preferat să mă concentrez pe munca executivului nemijlocit și m-am perindat mai puțin pe la emisiuni, prin conferințe de presă și briefing-uri. Și apropo, vreau să vă spun că toate aceste lucruri îți consumă timp. Pentru a veni într-o emisiune trebuie să te pregătești. Pentru a merge la un eveniment trebuie să te pregătești și tot așa mai departe. Și o să faceți un calcul, dacă vedeți evenimentele în care tot merge prim-ministru, o să înțelegeți cât se lucrează nemijlocit la guvern. Nu poți să faci reforma sistemului de pensii. Eu am stat cu tocul, cu pixul în mână și calculam împreună cu colegii și lucrurile astea ți iau foarte și foarte mult timp. De aceea, acum tot aceștia care vin cu învinuiri și multe altele, eu am o rezervă foarte mare pentru a-i crede. Oamenii care acum vorbesc, dumneavoastră chiar nu vă pune pe gânduri că oamenii au început să vorbească doar după ce domnul Plahotniuc a plecat. Adică cât de mare era frica de Plahotniuc încât oamenii abia acum au început. Chiar să vorbim despre Filat și Platon, interviurile. Dacă ei până acum stăteau pe coridoarele instanțelor, nu aveau voie să vorbească pentru că pantera i-a luat de cap și ducea. Acum chiar și se acordă drept. Vreți să vorbiți, poftiți, să acordă interviul. Eu mi-aduc aminte solicitat și eu interviul lui Filat când era Vladimir Plahotniuc la putere și nu era posibil. Toți se refuza. Deci, nu credeți că totuși, bun, nu știu cum să... Asta, este bine că nu vreți să spargeți oalele de capul lui Plahotniuc, pentru că ar fi mai simplu. Cu oameni buni, tot ce s-a întâmplat a fost din cauza lui. Este de salutat asta. Adică chiar procedați ca un bărbat demn. Dar eu am să vă întreb altfel atunci. Oricum vreau să vă prind. Iată dumneavoastră când auzați la știri că a fost reținut Dorin Chirtoac, a fost reținut Kiril Lucinski, a fost luat pe sus Filat. Dumneavoastră aflați în primul rând asta la știri sau știați cu o zi înainte de APD că asta se va întâmpla mâine? Nu, haideți, domnul Godza, să vă spun iarăși absolut cu toată responsabilitatea. Nu am discutat niciodată în cadrul partidului chestiuni care țin de justiție, de procuratură, de judecătorie și așa mai departe. Dacă n-auzeați asta la TV, dumneavoastră credeați chiar CNA-ul așa zice, dă să-l închidem pe prim-ministru? Nu, trebuie să recunosc că nu mi-a plăcut niciodată acest lucru și am avut foarte multe discuții cu ministrul justiției și nu contează cine era ministrul justiției, fie că era Cibotar, fie că a fost Tanase sau fie cu Iftodi. Eu am depus mult efort și întotdeauna cred că lucrul ăsta poate fi verificat, poate chiar au fost și declarații publice. Am fost împotrivă și nu înțelegeam că de ce se exagerează cu aceste rețineri, pentru că nu este neapărat dacă un om a încălcat legea, trebuie să fie reținut și închis, ulterior arestat. Deci erau exagerări. De aceea și am venit atunci, mi-aduc aminte chiar cu domnul Tanase, cu mică reformă a justiției. Anume, acestea erau prevederile, pentru că, desigur, că luam cu cuie întotdeauna. Mergeam la Bruxelles sau mergeam la Washington, întotdeauna se vorbea de dimensiunea justiției și de lipsa de progrese semnificative în această direcție. Eforturile pe care le-am depus au fost eforturi maxime, vreau să vă asigur. De ce nu l-ați întrebat Vladimir Plahotniuc? Ce se întâmplă cu justiția noastră? Ce cu arestările astea? Păi, de ce trebuia să o întreb pe domnul Plahotniuc? Dacă tot țara știa că el a dat indicații, doar dumneavoastră nu știați? Nu știam că dă indicații. Ce înseamnă toată țara știa că dă indicații? Și iarăși este o chestiune absolut exagerată din punctul meu de vedere. Nu s-a creat impresia că fiecare judecător și fiecare procuror deci acționa la comandă. Eu cred că este și o jignire și pentru acești oameni din sistemul procurorilor sau a judecătorilor. Dacă supără o să le treacă. Domnul Filip, mi-a să credeți că atunci în zilele astea 7-8 iunie când eram în proiect de război civil, judecătorii curții constituționale, ceea ce decideau ei, indicațiile nu veneau de la PDN, de la Vladimir Plahotniuc? Așa erau ei inspirați să consideră că 90 de zile, 3 luni înseamnă 90 de zile? Eu nu vorbesc de la premierul puțin. Filip. Nu, stați puțin. Iată, eu vorbeam că eu sunt inginer de profesie, așa.
Și pe mine mă miră și până acum, pentru că dacă juriștii ar fi puțin amestecați cu inginerii, atunci noi nu am fi avut multe probleme și lacune pe care le găsim acum în legislație. Eu vreau să vă spun un lucru elementar, cu referire la aceste 90 de zile. Iată, noi când spunem 3 luni de zile și scriem lucrul acesta în cadrul legal, câte zile avem în vedere? Sau dacă ar fi implicat un inginer, le-aș fi spus elementar. Există sistemul internațional de măsurări, așa? Acolo nu o să găsiți așa unitate de măsură cum este luna. Se pornește de la o secundă, minută, ceasul și sutca. Pentru că luna poate fi și de 28 de zile, și de 29, și de 30, și 31. Și eu cred că și le sugerez, apropo, de acum înainte, dacă sunt, se vor impune termene, să fie scrise în zile sau în suci, dar nu în luni. Și atunci vor dispărea toate aceste speculații. Apropo, dacă ar fi la această temă. Domnul premier, Curtea Constituțională n-a fost rugată de către nimeni să decide ce înseamnă 3 luni și 90 de zile. Ea a decis în ziua aia că trebuie să explice lui Dodon că iată ce înseamnă. Închidem paranteza, pur și simplu nu cred că trebuie să săriți în apărare. Eu nu vreau să închidem această paranteză. Pur și simplu, iată, noi am ajuns atunci să vorbim despre 90 de zile sau 92 de zile. Așa? Dar dacă au fost până atunci 3 luni de zile acestea, de ce trebuiau să fie luate deciziile iată, în ultima sau în ultima zi? Deci a fost timp suficient. De aceea și aici, din punctul meu de vedere, Dumnezeu se exagerează puțin. Deci în asta considerați că încă istoria trebuie să scoată în evidență ce s-a întâmplat în acele zile, pentru că nici eu nu am înțeles până la urmă. Dar nu credeți că au fost indicațiile domnului Plahotniuc, deciziile judecătorilor de la înaltă curte? Uitați-vă, eu am obosit de atâtea declarații în spațiul public, absolut irresponsabile. La noi acum se face justiție la televizor, în briefing-uri și în conferințe de presă, fără a veni cu argumente. Eu am obosit deja două luni de zile cu atâtea învinuiri și asupra mea, asupra colegilor, asupra Partidului Democrat. Eu mai vreau să văd și argumente. Măcar un argument pe unul sau altul, pe o declarație sau altă declarație. Și că urma nou procuror general să vină cu argumente și foarte multe, apropo. Păi să vină. Noi am votat acest procuror general anume pentru să vină cu aceste argumente. Și eu cred că e timpul să punem capăt. Și eu consider că este o irresponsabilitate a acestor politicieni. Pentru că eu deja când aud că am citit în presă sau mi-au spus oamenii la piață sau se vorbește. Deci nu este, cred că, detalia unui politician să meargă cu asemenea argumente. Atunci vă întreb ceva ce am văzut foarte clar cu ochii mei și ați văzut și dumneavoastră. Imaginile video că negociază un om foarte puternic din țara noastră, Vladimir Plahotniuc, și un alt om foarte puternic din țara noastră, președintele Igor Dodon. Și acolo era un domn pe care nimeni nu știe cine, în mare parte 99,9% dintre moldoveni habar n-au cine-i, domnul Iaralov. Deci atunci s-a înțeles cu imagini video că acest domn Iaralov este unul foarte apropiat domnului Plahotniuc și foarte influent. Domnul Iaralov unde-i? Mai este parte echipei PD-ului? Domnul Iaralov a fost vicepreședinte. Ca și mulți alții, acolo erau vreo 10. Exact. Și el a depus cerere de demisie. Ca și toți ceilalți. Cunosc că este plecat în afara hotarelor Republicii Moldova. Nu am mai avut discuții cu domnul Iaralov, așa cum nu am avut discuții nici înainte prea des cu dânsul. Asta este tot ce vă pot spune. Noi îl vedem zilnic la TV, apar la anumite instituții mass media, cotidianul, jurnal, imagini video cu domnul Țuțu. Prin Odessa se odihnește. Și foarte bine face și permite să odihnească. El tot nu mai are nicio treabă cu PD-ul, sau are încă. Sau el e în vacanță și revine la congres. Păi nu, cum să revină la congres? Vor fi delegații din organizațiile teritoriale a Partidului Democrat. Păi el nu era pe Băcioi șef al PD-ului. Nu știu.
Nu a fost, noi nu aveam șef pe Băcioi, domnul Gonță. Nu, numiți-i cum vreți, eu nu știu cum se numesc, eu n-am făcut parte din partid, nu știu cum se numesc organizațiile astea. Sunt organizații teritoriale. Așa. Sunt organizații teritoriale raionale, în orașul Chișinău avem 5 sectoare, avem 5 organizații teritoriale în Domnul Sus răspundea de vreuna, că el era candidat pe 33. Nu răspundea de nicio organizație teritorială, sunt alți oameni care sunt în funcție de președinte a acestor organizații teritoriale. Acum, pentru a veni la congres, au loc conferințele organizațiilor teritoriale unde se aleg delegații pentru participare la congres. Nu știu cine este delegat din partea organizațiilor din Chișinău și dacă va fi delegat domnul Țuțu și nu știu dacă mai este membru al Partidului Democrat în general. Da, a fost, nu? A fost și deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Ok. Dar dumneavoastră sunteți invitat în ultima vreme la colegii mei de la GMG la emisiuni? Am fost la emisiuni, nu mai țin minte când, pentru că ultima perioadă de timp nu prea am fost în general la emisiune TV, pentru că sunt ocupat acum împreună cu colegii de organizarea congresului. Mergem la raportul Crowell 2, vă rog frumos. Eu nu vreau să pierd timpul tema asta. E deja atât de tare obosit oamenii. Dar, iată un detaliu îl vreau. Dumneavoastră, din greșeală, odată ați spus așa. Cu acei 90% sunt oameni onești din ceea ce ați văzut în raport. După care ați spus că a fost o expresie greșită. Nu chiar așa ați vrut să spuneți. Domnule Filip, numele domnului Vladimir Plahotniuc, precum susține domnul Usatăi în aceste anexe pe care le-a făcut el publice, că ar fi, atunci le-ați văzut? Ați văzut numele lui Plahotniuc? În primul rând, cu referire la această declarație, eu cred că de zeci de ori deja am spus că a fost o exprimare greșită. Văd că vă place tot să readuceți acest lucru, acest subiect în discuție. Eu nu am citit raportul Crowell. Nu am văzut raportul Crowell așa cum am declarat întotdeauna, pentru că raportul Crowell a fost prezentat Băncii Naționale și Banca Națională l-au transmis celor de la Procuratura Generală. Asta e tot ce vă pot spune. Înainte de a prezenta raportul, am avut câteva întrevederi cu reprezentanții acestei companii de investigații. Și din discuții ei ne spuneau, pentru că acest raport nu reprezintă un rechizitoriu. Da. Acest raport reprezintă o analiză a fluxurilor financiare. Și ei spuneau că nu neapărat toate numele de acolo sau toate companiile, mai bine zis, din acest raport, nu neapărat trebuie calificate imediat ca vinovați în furtul miliardului. De acest lucru trebuie ulterior să se preocupe procurorii. Dar nu v-au spus care sunt numele care sunt acolo? Nu, până atunci figurantul de bază era Ilan Șor. Iar printre figuranți Vladimir Plahotniuc nu era. Vladimir Plahotniuc nu am auzit niciodată. Să fie. Dar noi am auzit astăzi de la Procuratura Anticorupție, vedeți că nu am spus că am auzit la piață, dar despre asta discutăm după câteva clipe de publicitate, domnul premier. Publicitate, doamnelor și domnilor.
Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnule premier. Deci, într-un răspuns la Procuratura Anticorupție, dat astăzi celor de la ziarul de gardă, se confirmă, pentru prima dată, că numele companiei FinPAR Invest, al lui Plahotniuc, se regăsește în ancheta companiei Crowell privind frauda bancară și Procuratura Anticorupție spune că a cunoscut despre asta încă acum un an și jumătate, doar că a avut nevoie de traduceri. Procuratura Anticorupție, acolo nu a fost angajată Maia Sandu și nici Andrei Năstase. Dumneavoastră, credeți în ceea ce spune acum? Bine, eu nu am motive să nu cred pe nimeni. Dacă au zis acest lucru, înseamnă că așa și este, doar că din cele ce mi-a spus dumneavoastră, procurorii au zis că compania aceasta FinPAR se regăsește în raportul Kroll. Ulterior trebuie să fie stabilit dacă această companie se face vinovată de furtul miliardului sau nu. Sunt lucruri absolut diferite. Nu să credeți că sunt aberații și speculații faptul că Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor sunt acuzați de faptul că au organizat și sunt comanditarii furtului miliardului? Eu nu pot afirma aceste lucruri. Încă o dată, mie îmi plac lucrurile care sunt bazate pe dovezi. Iată, vor fi aduse aceste dovezi. Noi doar pentru aceasta pledăm acum procurori europeni, procurori independenți. Deci chiar îmi doresc în adâncul sufletului să fie făcută lumină pe toate aceste discuții care au fost în societate până acum. Domn premier, dar este adevărat că în cadrul ultimei dumneavoastră vizite în Statele Unite, sau penultimii, nu mai știu exact, oficialii americani v-au rugat să examinați probabilitatea că domnul Plahotniuc totuși să retragă din politică, așa cum i-a promis doamnei Nuland în 2015, dacă nu greșesc. Eu nu am avut niciodată discuții cu politicienii din Statele Unite ale Americii cu referire la retragerea domnului Plahotniuc din politică. Domn premier, dar cui a fost ideea aia? Mie, de exemplu, mi-a plăcut jos pălăria, a fost o chestie șmecheră, dar n-a prins. Cu mutarea ambasadei Moldovei din Tel Aviv la Ierusalim. Bine, în acele zile, haideți să când ardea țara, trebuia o mișcare care să-i placă statului. Adevărul așa cum este. Deci în acele zile, practic ne aflam de dimineață până seara la sediul partidului, deci discutam situația care a fost creată. Pozițiile erau diferite. Apropo, pot să vă recunosc acum că poziția mea a fost să plecăm imediat de la guvern după ce a fost după ce în Parlament a avut loc inaugurarea noului guvern. Deci decizia majorității a fost alta, pentru că se duceau discuții și cu partenerii de dezvoltare, trebuia să vină să avem niște partenerii noștri externi, trebuia să avem niște clarificări totuși cum se procedează în continuare, pentru că niciodată nu a fost pusă problema, iată că noi nu vrem să cedăm puterea, nu vrem să plecăm de acolo, trebuia să avem niște lămuriri. Până la urmă erau niște hotărâri ale Curții Constituționale care stăteau în picioare. Și evident că în aceste brainstorming-uri care aveau loc atunci, cineva a venit cu această idee care nu era, apropo, una nouă. Despre această idee se vorbea foarte mult timp. Colegii ne-au convins că trebuie să aprobăm. Cineva care discuta sau cel puțin pretendea că discută cu cei de la Washington. Dar știți că asta nu ați arătat bine la TV atunci în timpul protestului ăla, chiar dacă i-ați spus lui Plahotniuc că e timpul să ne retragem, dar oricum ați mers la acel protest, iată, dumneavoastră nu prea ați arătat bineșor cu curcanie, cu jos Dodon, jos Maia, jos... Nu prea a fost frumos. Vă pare rău de ceea ce a fost atunci? Bine, eu încă o dată am fost membru și sunt membru acestei echipe, îmi pare rău și nu știu a cui a fost ideea cea idiotă până la urmă cu curcanii, care nu mi-a plăcut și mie. Bun, haideți despre viitor să vorbim. Avem alegeri locale pe 20 octombrie.
PD-ul, pe lângă Congres, trebuie să se gândească și la asta, îmi dau seama. Îmi dau seama, probabil la Congres veți hotărâ și acest lucru, dacă înaintați sau nu pe cineva la Chișinău, la Bălți, astea sunt orașe, de obicei de bază, da? Care se hotărâ. La ce vă gândiți? Eu vreau să vă spun că nu este atât de critic precum se desenează acest tablou. Eu cred că am avut întrevederi deja cu vreo 14 sau 15 organizații teritoriale raionale. Deci oamenii sunt destul de organizați și mobilizați. De aceea Partidul Democrat se pregătește de alegerile locale. Noi vom avea candidați pentru fiecare localitate, vom avea și candidați la funcția de primar și candidați în consiliile locale sau raionale care vor participa. Pentru acest lucru nu este neapărat să așteptăm organizarea congresului partidului, pentru că chiar săptămâna viitoare deja va fi constituit staful electoral central aici la Chișinău. Cu colegii am avut o discuție pe parcursul acestei săptămâni, colegii din teritoriu, am avut o întrevedere cu președinții organizațiilor teritoriale. Le-a fost amânat structura stafurilor locale. Deja colegii instituie acum aceste stafuri locale, identifică candidații în fiecare localitate și Partidul Democrat se va lupta în alegerile locale și eu sper să ieșim cu un scor onorat. De la Chișinău este adevărat că va candida domnul Mihail Băgas? Eu nu știu cine este Mihail Băgas, pentru prima dată aud acest nume. Nu a fost luată o decizie cu referire la cine va candida pe Chișinău. Câți primari aveți acum în general? Vreo 800, dacă nu greșesc, sau 900? Îmi vine greu să vă spun. 600, 600 și ceva de primari, dar câți pentru mine deja? Este important. Păi nu, au plecat 11 primari. Din Dondușeni și atât. Acei din Dondușeni, mai mult nu am văzut declarație, dar trebuie să fim realiști și posibil vor mai pleca din Partidul Așa Democrat. Pentru că după alegerile locale precedente, Partidul Democrat a avut 270, pare mi se, de primari. Restul până la 600 și ceva sunt de cei care au aderat la Partidul Democrat apoi pe parcurs. Așa că până la 270 mai au încă de plecat mulți din Partidul Democrat. Dar încă o dată, ca să fie foarte clar, eu nu voi condamna pe nimeni. Sunt decizii pe care le ia fiecare. În același timp, eu vreau să vă spun că de fiecare dată din teritoriu mă întorc destul de încurajat. Pentru că oamenii sunt mobilizați. Eu vreau să vă spun că oamenii noștri din teritorii sunt foarte supărați de aceste etichetări care vin de aici, de la centru, de către actuala guvernare și, dimpotrivă, eu cred că ei ne fac și un beneficiu, pentru că înrăiesc în sensul pozitiv al acestui cuvânt și îi fac mai bătăioși pe oamenii noștri din teritorii, care nu se consideră bandiți, hoți, criminali, așa cum îi numesc ăștia de la guvernare acum în fiecare zi. Partidul Democrat are un scor electoral în spate. 30% din cetățeni au votat pentru Partidul Democrat și eu cred că sunt jignitoare aceste etichetări. Dar pe de o parte, pe de altă parte, ne face să ne mobilizăm mai bine. Dar examinați probabilitatea ca deputații primarii PD să candideze independent? Da, eu cred că mulți. Am avut și declarații deja a unui primar că vrea să candideze independent cu explicație că, uite, eu voi candida independent, acum voi susține un consiliu, acolo tot independent, dar eu voi fi partea echipei, să știți că eu sunt cu voi. Deci, încă o dată, deci nu voi condamna pe nimeni, nici colegii mei, fiecare este liber să aleagă, doar că trebuie cumva să se învețe să reziste acestui val popular, să zicem așa, creat de percepții, nu de altceva, care este acum în societate și eu cred că timpul le va pune la punct pe toate. Avem 4 circumscripții uninominale, ne vom avea alegeri anticipate tot în ziua localelor, pe 20 octombrie. Deci numărul 33, unde am ieșit Năstasă, numărul 50, unde am ieșit Maia Sandu, numărul 48, unde Viorel Melnic a învins și a plecat, deputat independent,
Și în circumscripția Nisporin, numărul căreia nu știu, știu că se cheamă Nisporin, unde a învins, 17, așa, unde a învins domnul Vladimir Plahotniuc. Veți avea candidați în toate aceste patru. Cu certitudine vom avea candidați în fiecare circumscripție. Dar cine va fi la Nisporin? Imediat ce vom lua o decizie în acest sens, vă vom spune. Dar nu puteți să-mi dați niciun nume referitor la celelalte trei circumscripții. Nu, pentru că nu este luată o decizie. Trebuie să stăm împreună cu colegii, de fapt așa cum se face acest lucru, să identificăm candidaturile, să îi aprobăm și atunci vor fi înregistrate. Apropo de candidaturi, avem 4 judecători desemnați la Înalta Curte, 2 de la CSM, 2 de la Parlament. Obiecții? Credeți că mâna coza, că nu știu ce acolo, sau oamenii integri? Nu, eu văd că ei au intrat într-un blocaj cu cei doi judecători care au fost aleși de către comisia din Parlament, cu domnul Ieșanu și Gros. Apropo, la capitolul ipocriziei, același lucru, noi susținem acești doi oameni. De asta și susținem, că noi să-i susțineți. Dacă noi ne susținem, iar vota. Ei sunt noi în politică, de asta sau unii din ei. Nu, dar ei sunt oameni profesioniști. Eu vreau să vă spun că câte bătăi de cap ne-a dat și nouă, și nu numai nouă, domnul Ieșanu, pentru că este un om obiectiv și este principial. Dar vinea pe la PD, apropo, la sediul PD-ului și dădea, vă spune acum, este corect, dintr-un anumit punct de vedere? Ieșanu? Da. Nu l-am văzut niciodată la sediul partidului. Am avut multiple discuții, apropo, de care am rămas foarte satisfăcut în cadrul guvernului, la guvern. Cu el și pe domnul Grosu îl cunosc, pentru că am fost colegi, am fost colegi a unui guvern. Noul șef de la CNA, domnul Flocea, obiecții, păreri? Și domnul Flocea, nu avem obiecții. A fost acest concurs absolut transparent. Din punctul meu de vedere, s-a prezentat bine acolo, de aceea și l-am susținut. Și vă spuneam, îi vom susține și pe cei de la Curtea Constituțională, doar că văd că lor nu le place. Și se încearcă a găsi tei de curmei pentru fiecare de an. Of, domnul premier, trebuie să vă întreb despre nuci. Deci doamna premier Maia Sandu, la una din primele ședințe, a cerut Ministerului Agriculturii să vadă care este situația cu comisie de investigații. Da, comisie de investigații. Eu, dacă nu greșesc, înainte de emisiune, noi am avut o declarație la guvern la tema asta, dar eu n-am reușit să o citesc. Toată, eu îmi cer scuză. În fine, deci este vorba până la urmă mai simplu. Despre cuscul dumneavoastră, domnul Vico, compania Monicol, cel mai important agent economic din piața nucilor și a fructelor uscate din Moldova. Această firmă este cel mai important agent economic pe piața nucilor din Moldova. Domnul Goanță, eu așa am obosit de subiectul ăsta. Este un subiect care a fost speculat în întreaga perioadă de campanie electorală. Doamna Maia Sandu-i premier, chiar n-are astăzi ce face, a cerut comisii de investigație. De asta trebuie să vă întreb. Apropo, este un lucru foarte important. Pentru că asta vorbește despre fața adevărată a doamnei Maia Sandu și acestui guvern. Una la mână. Eu am venit cu, nu doar cu declarații, dar și cu dovezi, că firma Monicol a domnului Dumitru Vicul nu este monopolist. Nu este primul exportator de nuci. Una la mână. Doi, am adus imagini și le-am arătat și oamenilor și la TV, că aceasta este o companie deja care exportă, se ocupă de fructe uscate și exportă nuci deja de 15 sau 17 ani de zile. Volumele de export nu deviază foarte mult din 2016 încoace decât au fost până atunci. Nu s-au majorat exporturile cu atât, într-atât de dramatic, încât să fie, poate fi numit monopolist în primul rând. Nu poate fi monopolist pentru că pe departe nu este el cel care exportă cel mai mult. Această companie este membru a Asociației Business-ului European, a Camerei de Comerț Americane. Această companie a beneficiat de suportul Uniunii Europene. La această companie au fost toți șefii delegațiilor Uniunii Europene, inclusiv comisarul Cecilia Malmström. Este o firmă care lucrează absolut transparent.
Maia Sandu a inventat această poveste pentru a lovi în mine în timpul campaniei electorale și a fost speculat pentru că și astăzi, cum aud de Filip, este asociat cu monopolul la nuci pe departe, ce nu este adevărat. Dar de ce vă spuneam că vorbește despre fața adevărată acestei guvern? Pentru că din prima zi, sau chiar la prima ședință de guvern, să institui o comisie care să se clarifice cu exportul de nuci, asta a fost cea mai mare problemă a Guvernului și a Ministerului Agriculturii, pe când exportul de nuci constituie 3,6% din exportul total de fructe din Republica Moldova. Da, da, la bani nu care, este, care este fața acestui guvern? Se preocupă de problemele agricultorilor sau se preocupă de răzbunare cu oponenții săi politici? Această companie a început să aibă probleme deja sau nu? Această companie a început deja să facă probleme pentru că au mers cu percheziții la ei în sediu. Deja au fost, deci nu au găsit nimic deosebit acolo și nici nu vor găsi. Dar eu îmi doresc foarte mult, pentru că dincolo de această comisie de anchetă de la minister, a fost creată, care a tot căutat și nu a găsit nimic, ulterior a fost creată o altă comisie de anchetă la guvern. Și îmi doresc și această comisie să lucreze și să-și facă concluziile și apoi oamenii să înțeleagă care este adevărul până la urmă. Și eu îmi doresc foarte și foarte mult acest lucru, pentru că știu și vă spun că toată responsabilitate că nu a avut nicio implicație. Trebuie să rămânem la familia dumneavoastră, domnule premier, și tot la Maia Sandu. Și dumneavoastră spunea despre fiii dumneavoastră că ar fi implicați în spălări de bani. Și ea are acte, doar că nu are voie să le desecretizeze și după ce va avea acest drept, o să vă convingeți și dumneavoastră și întreaga societate, spunea premierul Maia Sandu. Eu îmi dau seama că nu o să-mi spuneți acum la TV că da, fiii mei au spălat bani, dar ceva trebuie să-mi spuneți. Eu trebuie să spun că este o altă minciună a Maia Sandu și să vină cu dovezi. Eu am vorbit și cu reprezentanțele diplomatice în Republica Moldova și le-am spus, voi înțelegeți că aceasta este o acuzație gravă, vorbind de fiii mei implicați în spălare de bani. Da, păi să aducă dovezi. Și dacă aduce? Și dacă aduce dovezi, atunci să fie pedepsiți. Dar eu doar știu cu ce se ocupă fiii mei. Cunosc foarte bine activitatea lor. Și Maia Sandu, eu cred că încă o să simtă acest lucru, o să simtă lacrimile unei mame când iese un prim-ministru și face asemenea declarații și nu aduce dovezi, este un lucru foarte grav. Eu am obosit deja de atâtea învinuiri absolut nefondate. Și apoi să zici că uite, am documente secrete și acte secrete, trebuie arătate. De ce faceți atâta secretomanie? Eu vreau să văd dovezile, eu vreau să văd pe ce este bazată această declarație. Eu am văzut în altă emisiune că ea zice că de unde Filip a luat, că eu am vorbit despre fiii lui. Aici, apropo. Eu cred că un politician trebuie să fie mult mai responsabil atunci când face asemenea declarații, pentru că ele sunt grave. Și ele prejudicează imaginea unor oameni. Ele provoacă dureri, apropo. Trebuie să înțeleagă ce simte soția mea sau trebuie să vadă cum se simte ea atunci când îi se aducă asemenea învinuiri copiilor. Unul este, stă peste hotare, lucrează bine, mersi, avocat într-o companie de avocați, ce are cu spălarea de bani. Altul a lucrat până acum la Ernst & Young, auditor, ce are cu spălare de bani? Eu vreau să înțeleg unde este adevărul până la urmă și desigur că nu voi lăsa, pentru că chestiile care țin de familie pentru mine sunt sfinte. Da, și eu nu voi lăsa. Toată lumea, eu nu voi sperăm lăsa. Sperăm că doamna Maia Sandu după această emisiune va veni și cu aceste lucruri pur și simplu așa. Domnul prim-ministru, soțul doamnei deputat Bacalu a fost reținut. Da, m-a fost reținut și eu consider și aceasta o răzbunare. Am vorbit chiar astăzi cu doamna Bacalu. Îmi spuneau avocații că... Dar de ce s-a răzbunat pe doamna Bacalu? Absolut grave, absolut încălcări grave. Și nu cunosc ce este până la urmă, dar cel puțin din discuțiile cu avocații spuneau că
sunt încălcări grave în acest sens. Nu cunosc Filip, mai multe detalii. Da. Este o micuță problemă. Citez din comunicatul de presă al Maiurului. Șeful postului Vamal Cahur de la frontiera României a fost reținut de către Serviciul Protecției Interne Mai pentru 24 de ore într-un dosar contrabandă cu țigări. Cauza a fost pornită ca urmare a stabilirii de către Direcția Investigării Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România a existenței unui grup infracțional organizat. Deci, frații noștri au dat informația. Nu ministrul Năstase a zis că haideți să închidem. Au dat informația despre contrabanda de țigări, dar nu cred că despre domnul Bacalu. Încă o dată, nici eu, nici dumneavoastră nu suntem procurori și nu am văzut materialele. Așa este. De aceea, eu cred că este prematur să zicem ceva. Astăzi am avut o discuție cu doamna Bacalu și cu avocatul care îl va proteja pe domnul Bacalu și mi-a spus că totul a avut loc cu încălcări absolut grave. Și urmează atâta, tot ce am discutat până acum, urmează să aducă dovezi. Domnul președinte al Partidului Democrat. Partidul Democrat examinează probabilitatea organizării unor proteste contra actualei guverne? Măi, nu am vorbit despre proteste, dar trebuie să recunosc că deja în vreo 5 sau 6 raioane, oamenii la întâlnirile pe care le-am avut în organizațiile teritoriale spuneau că sunt gata să folosim și o asemenea metodă democrată pentru a ne proteja interesele noastre. Dar este adevărat, domnule Filip, că planurile PD-ului pentru a acoperi gaura financiară era să mărească TVA-ul la toate produsele, inclusiv pâine și lapte, de la 8 la 10 și de la 20 la 22. Eu, dacă nu greșesc, mă tem că și băieții noștri de la FMI cunosc despre asta. Nu știu cine a mai lansat o asemenea minciună. Deci noi nu aveam planuri să mărim, să mărim TVA-ul. Deci noi am avut o abordare sistemică a tot ce ține dimensiunea economică a Republicii Moldova și acest lucru poate fi văzut prin creșterea economică. Da, pregăteați rectificarea bugetului pentru anul ăsta și planificați să reduceți cheltuielile cu 3,5 miliarde de lei? Noi planificam rectificarea bugetului, un proiect în sensul acesta deja era elaborat, în primul rând pentru că mai întâi a fost aprobată legea bugetului de stat anul trecut, după care noi am aprobat această lege cu privire la sistemul unic de salarizare și desigur că pe acești bani nu se regăseau în legea bugetului care a fost aprobată. Și știu deja că Ministerul Finanțelor pregătise deja o variantă de rectificare a bugetului. Dumneavoastră, cei de la guvernarea, din guvernarea trecută, ați menținut artificial prețul la gaze naturale? Cum poți să menții artificial prețul la gaze naturale? Eu mi-aduc aminte... Printr-un singur apel la Andrei. Care că e independent. Haideți să le aducem aminte protestele care se făceau în fața ANRE-ului, organizate de actuala guvernare, atunci în opoziție, împreună cu Maia Sandu, experții Tofilat, pare-mi se, care este expert în domeniul acesta, și el ce spunea atunci? Că prețul la gaz este exagerat de mare și poate fi diminuat dacă nu se fură cu 30%, pare-mi se. Și aici iarăși revenim la această ipocrizie despre care tot vorbeam. Acum același expert spune că de fapt prețul la gaz atunci trebuia majorat cu 30%. Când a fost el expert adevărat, atunci sau acum? Deci nu este o problemă dacă noi am menținut cumva prețul la gaz jos, să-l mențină și ei. Eu aș putea să închei acum emisiunea, dar eu vreau să vă dau și dumneavoastră un pic să vă ridic mingea, ca să bateți în guvern, dar eu să știți că am și replicile pregătite, adică contra. De asta trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor.
Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule premier, eu am văzut o declarație de dumneavoastră pe Facebook, aur, pregătit așa frumos. Dați-mi voie puțin să o citeți. Da. Și rog în special să fie atenți susținătorului blocului acum și ai Partidului Socialiștilor. Deci dumneavoastră a spus așa. Pe scurt și pe înțelesul oamenilor despre modificările la buget pentru 2019 pe care le-au făcut noi guvernanți. Cu 60 de milioane de lei mai puțin pentru programul Prima Casă. Da? Au tăiat de 6 ori alocațiile, de la 70 la 12 milioane, iar suma garanțiilor de stat de la 50 de milioane la 5. Mai jos, cu 2 milioane de lei mai puțin pentru proiectul de construcție a locuințelor sociale, cu 320 de milioane de lei mai puțin pentru reparația drumurilor, de la 1,5 miliarde la 1,2 miliarde, cu 31 de milioane de lei mai puțin pentru procurarea de ambulanță, cu 30 de milioane de lei mai puțin pentru reparația grădinițelor, prin intermediul, ce înseamnă FISM? Așa, ok. Cu 230 de milioane de lei mai puțin pentru ocrotirea sănătății, cu 440 de milioane de lei mai puțin pentru proiectele din fondul de eficiență energetică, cu 700 de milioane de lei mai puțin pentru investiții în administrație publice APC? APC? APC, administrația publică centrală. Centrală. Da. Cu 5 milioane de lei mai puțin pentru sala cu orgă, cu 5 milioane mai puțin pentru teatrul HD-ul și-au anulat programul DAR 1 plus 3 în care 10 milioane de lei erau oferiți diasporei pentru proiecte sociale. Corect? Corect. Deci, mai puțin drumuri reparate, mai puțin tineri ajutați să-și cumpere o locuință, mai puțin grădinițe renovate, scrieți dumneavoastră, mai puțin ambulanțe cumpărate, mai puțin cultură, mai puțin investiții. Citat încheiat al dumneavoastră. Deci. De ce au făcut toate astea în opinia dumneavoastră? Păi trebuie să-i întrebăm pe ei și dincolo de faptul unde au tăiat, trebuie să vedem unde au adăugat. Pentru că acesta este cel mai important. Și apropo, să revenim la ipocrizie. Pentru că de trei ori, doamne ministru a finanțelor, i-a fost pusă întrebarea care, unde este gaura aceea despre care tot vorbiți și dezastrul care l-a lăsat guvernarea precedentă și ea nu a putut răspunde la această întrebare. Pentru că este, din punctul meu de vedere, cel puțin neprofesionist să vorbești despre deficitul bugetar, care este prevăzut în cadrul bugetului, drept ca despre o gaură financiară. Deficitul bugetar este deficit bugetar și, apropo, dacă ei au găsit o gaură financiară, să știți că ei au mărit cu 10 puncte procentuale deficitul bugetar. De la 2,75 la 2,85. Deci este absolut o situație normală. Și noi le-am lăsat o moștenire foarte și foarte bună. Eu mi-ar fi dorit să găsesc eu în 2016 o asemenea moștenire. Acum au venit cu rectificări la buget. Argumentul lor este că oricum nu se reușea pentru aceste programe să cheltuim acești bani, de aceea i-am luat de aici ca să-i dăm în altă parte. Eu am citit această postare minunată aparent a dumneavoastră și m-am speriat. Zic, oamenii ăștia care au venit acum la guvern, fie au căzut din pot și nu știu unde se află, fie ceva nu e ok. Și i-am sunat. Și iată așa, la fiecare frază de-a dumneavoastră, de exemplu, cu 320 milioane de lei mai puțin pentru reparația drumurilor, s-au tăiat cheltuielile planificate la drumurile pentru care nu s-au realizat încă licitații, nu s-au semnat încă contracte și respectiv nu se va reuși construcția. Domnule, de ce? Fals, pentru că licitațiile au fost finalizate pentru programul. Asta sunt răspunsuri oficiale. Ei nu pot să mintă în acte oficiale. Se mai întâmplă că mint. Se cu 60 de milioane de lei pentru programul Prima Casă. De fapt, întrebați, de mică. Întrebați oamenii din teritoriu, președinții de raioane și primari. Și întrebați companiile care deja și-au cumpărat materiale, materie primă și materiale pentru construcția drumurilor și acum suportă pierderi. Eu sunt sigur că dumneavoastră să mă bateți acest, economic, eu n-am acest, câștig, oprit dar, acest program. Doar fiecare punctișor de ăsta, eu aici am răspunsuri foarte clare de la ei. De exemplu, 2 milioane de lei mai pentru proiectul de construcție a locuințelor sociale. Această sumă a fost transferată pentru 2020, pentru că instituțiile responsabile de construcții respective n-au reușit să execute proiectele și respectiv să cheltuiască banii alocați. Deci locuințele sociale în valoare de 2 milioane de lei vor dar fi construite. Nu miră. Deci o să găsiți argument pentru fiecare, pentru că atunci când se vine cu legea bugetului, cu rectificări la buget, sigur că se vine și așa, cu argumente. Așa, așa la fiecare punct. Evident, la doar că pe oameni nu interesează aceste argumente tehnice. Noi vorbim despre proiecte. Da, dar nu putem minți pe oameni. Dar nu trebuie să mințim. Nu trebuie să mințim și, în general, oamenilor nu trebuie să le vorbim. Oamenilor
trebuie să le facem, să le construim drumuri, să le reparăm grădinițe, să le reparăm spitale și tot așa mai departe. Asta așteaptă oamenii. Pentru că, da, cu tot respectul față de acest guvern, dar în majoritatea cazurilor sunt rupți de realitate. Ați văzut declarația domnului Brânzan cu această ironie că de ce se fac drumurile spre cimitir, de la biserică la cimitir. Să meargă prin sate. Eu înțeleg că 20 de ani în America îl te rupe de la realitatea din Republica Moldova. Să dea Dumnezeu să fie asta cea mai mare greșeală a guvernului. Nu, Sandu. Dar este ceva simbolic. Nu cred că e simbolic, pentru că eu nu cred că mortului îi pare plăcere dacă este hurducat sau nu este hurducat până la cimitir. Dar eu văd că și dumneavoastră nu prea... Nu, eu nu înțeleg de ce se pune atât accent pe o declarație care nici măcar politică nu este. Ori în Parlamentul de la Chișinău, de când lucrez eu în presă și de când sunteți politician, atâtea auziți. Iar dacă ne vom concentra pe fiecare virgulă pusă ne la locul ei, în loc să ne ocupăm cu aceste milioane mie și mie nu-mi plac dublele standarde. Pur și nu știu dacă este vorba despre dublu standard. Da, când se concentrează pe o declarație a unuia, dar pe declarație altuia nu trebuie să tragem atenție. Ne concentrăm și pe alta. Spuneți care și ne concentrăm. Vedeți cât timp v-am dat să bateți cât vreți dumneavoastră în Maia Sandu? Da, nu prea mult timp și mie nu-mi place să bat în cineva, deci mie îmi place să vorbesc concret la subiect și absolut obiect. Iată la concret. Dumneavoastră chiar punctul slab al dumneavoastră sunt flori în guvernul Filip de 200.000 de lei în 2018 și prima jumătate a lui 2019. Se arată într-un răspuns al guvernului la o interpelare a deputatului acum Maria Ciobanu. Și domnia scria pe Facebook, iată și răspunsul la întrebarea din Parlament, cât ne-a costat moftul ex-premierului Pavel Filip și nu numai de a avea zilnic flori vii pe masă, lux și fudulie în țară săracă, afirmase Maria Ciobanu. Fals, da. Deci, nu aveam zilnic flori în birou și pe masă. Este vorba de florile care erau în sălile de ședință. Uh-huh. Și am văzut că Maia Sandu nu a exclus. Acum, în aceleași săli de ședință sunt flori vii. Înseamnă că aceste cheltuieli continuă. Dincolo de aceasta, adăugați florile care se cumpărau pentru reședința de stat și pentru toate celelalte instituții de care era responsabilă cancelarea. Dincolo de aceasta, adăugați florile care se cumpărau pentru depuneri de ziua independenței și alte sărbători când se merge și de comemorare și tot așa mai departe. Este un lucru firesc. Și eu mă gândesc că este așa un punct slab să vreți flori vii. Și nu, eu am un punct slab pentru că acolo s-a vorbit și despre luxul din guvern și aici iarăși foarte multe mențiune. Nu, dar doar vreau să vă spun despre această ipocrizie, pentru că a fost arătat acolo un birou extraordinar de frumos și vorbea despre reparația pe care a făcut-o Filip și a cheltuit bani. Este birou care l-a făcut domnul Filat. Și în acel birou acum stătea domnul Leanc în calitate de vicepremier. Și Maia Sandu știa foarte bine de acest lucru. Un alt fals, că s-au cumpărat ceasuri scumpe. Sunt ceasurile care stau la guvern de 27 sau încă de pe timpul sovietic, cred că. Alt fals era că sunt multe tablouri cumpărate la guvern. O altă minciună și trebuia să spun adevărul că sunt picturi care le aducem de la Muzeul de Arte și sunt niște expoziții care se schimbă periodic și nu sunt tablourile guvernului, dar vin oameni, văd aceste tablouri, unii le cumpără chiar pentru că sunt expoziții ale pictorilor din Republica Moldova. De adevărat că atunci când ați urcat etajul 5, toți angajați se ascundeau în birouri. Iarăși alt fals și o minciună. Nu s-a schimbat nimic la etajul 5 de când erau toți prim-ministri și sunt eu, am fost eu acum și stă Maia Sandu. Biroul în care stau, dacă o să vă uitați în poze, este exact biroul în care a stat încă Zinaida Greceanu. Nu s-a făcut nimic în acest birou. De aceea, faptul că încă Vlad Filat a pus niște uși de sticlă la etajul 5 nu înseamnă că toată lumea se ascundea când veneam eu la etajul 5. Ba dimpotrivă, eu aveam obiceiul și întrebați colegii care stăteau la etajul 5 să merg din birou în birou, să mă salut cu oamenii și nu era interzis nimănui să iasă, să se ascundă sau să se teamă că să meargă pe la etajul 5. Dar astea sunt absolut niște abordări, din punctul meu de vedere, prea ieftine. Mie îmi place să vorbesc despre lucruri mai importante puțin.
Domnule premier, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost în la emisiune. Eu vă doresc mult succes în luna august, că aveți de lucru și poate vă doresc și o vacanță plăcută dacă o să aveți și deja cred că ne vedem la toamnă. Mulțumesc mult și eu. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra și nu doar pentru azi, dar și pentru acest sezon. Ne vedem deja în septembrie. Îmi cer scuză, dar trebuie să facem și noi o scurtă pauză, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.